Să trăiți! Noroc! Mai aveți uică de aia tare? Da. De prună prună, da? Dați-mi și mie trei. Dar poți să-i... Păcați-le-i să nu vadă nimeni. Așa. Au, e bani. O, să trăiți, să trăiți! V-am pupat! Salut! Detergent ai? Da. Sigur e bun? E ăla care scoate 69 de pete. Scoate și petele de sânge? Normal. Mersi. Al dracu violor niște mașină bengoasare. Să trăiți. Tot eu sunt. Mai dați-mi și un pachet de țigări, că am uitat. Păi dă-mi... Nu lăsați că ăla e mic, îl bag în buzunar. Bă-mi un sete, bă, tare-și mai beciu. Hai, bă, cucoașă, sfârșit, ai venit, ai luat? Da, șef. Misiune te-a plinit. Bă, e sigur că nu te-a văzut nimeni. E, nu, șef, păi se poate. Eu sunt soldat NATO, nu? Ia uite. Uite, ce asta, mă? Da, asta nu-i cutia mea! Și nici asta nu e a mea. Păi dacă nu e a ta, înseamnă că e a mea, mă, ia Dogoace. Da, șef, păi imediat. Dogoace. Vedeți că e grea. De ce n-ai spus, mă, mai devreme să nu-i rup picioarele ăsta? Mamă, dar ce faină e, mă, ia uite ea cu gaură, cu încărcător și are și antilaser de la, vezi? Domn sergent, ia uitați, are și lunetă. De unde ai ciordit-o, bă, gogoașă? Eu nu fur, că mă bate mamica. Domn sergent, o fi luat-o de la ăsta. Eu ce față are? Ce e la, senatorul Căcălău Sandu. Mamă, dar ce față are? Aaa, șeful, o fi vreunul din senatoare aia care se duce la vânătoare cu mahărea aia mare. A, cu cine, mă? Cu al din Garcea, cu al din Pietreanu? Da, cu aia care trage după toate vrăbile. Ia să-mi cum ai frat-o de la ăsta, mă! Bă, tu chiar nu pricep că eu nu fur? No, nu fură, cu corectul cu tu nu furi. Tu iei, mă, că tu ești așa, cum să zic eu, ca un... Ca un de-asta, mă, ca un haiduc, mă. Ești ca un haiduc. Iei de la oamenii bogați și dai la sergenții săraci. Uite ce mi-a adus, mă. Faină armă. Cred că e cea mai miștoacă de dratul, mă, cu laser, cum n-are nici făt frumos, mă. Cine? Room service-ul. Intră. Căcălău Sandu. Cine ești, domne? Ultima persoană pe care o mai vezi. Viu. Băi, eu sunt senator și... Ai fost. Fă-ți rugăciunea. Ce ai, mă, desperado? Hai, bă, că m-ai speriat. Bună poantă, cine te-au trimis? Golanii de la partida? Ai trei. Hai să-i chem și pe ei, să facem o băută împreună. Faină, bă, faină arma asta, ia uite. Nu-i de-alea, vede că nu-i de-alea făcute pe vapor, ia uite. Șeful, lăsați glumele, că nu știți cum funcționează. S-ar putea să... Ce vorbești, bă, că nu știu cum funcționează. Eu, Dita, mai sergentul. Păi cum crezi, bă, că am ajuns sergent? Ca să nu știu cum funcționează o armă. Aaaa!
Mamă, ce meseriașe, bă! Ați văzut cum a știut el glonțul, bă, să ne ocolească, să nu rănească pe nimeni? De asta zic, bune arme! Numai la noi să mai face așa ceva. Domn sergent, vă caută unul cu o vioară la poartă. Ce o fi de la Orchestra Națională, bă, te pomenești că vrea ăștia să mă invite sau ce? Ce ia, bă, cu vioară la poartă, bă? Păi ce aceea, cărciu, bă? Ce vrea să-i dai eu să acâns? Ia-l de mână de lângă ăsta, de eu și-l fâși de la afară. Am acționat, domn sergent. Am acționat cu o țucahara, cu două șuruburi. Și pe urmă, când să fac echierul, mi-a dat-o el primul. Le dau dracu și dă șuruburi și de tot. Băi, vandame, mă, băi, de ce nu-i faci, mă, o figură de karate, mă, cum te-am învățat eu? Păi tu vrei să-ți faci numele de râs? Unde e rolul acum, că-l sparg? În spatele meu. Ia dă-te, maș. Bă, urolacule, mă! Bă, dacă-ți bag una... Aia e arma mea! Cine mi-a luat-o? Nu eu, nu eu! Atunci cum a ajuns aici, mă? Cheliosule! Bă, da, bă, așa știu... Tu ești pe ăla șmecher cu mașina aia pe goasă de la chioșca, a? Cu detergentul, nu? Dar cum ai găsit? Scria numărul unității pe cutia de vioare, idiotule. Idiotule, măgoașe, dacă pleca domnul senator la vânătoare cu țuica, mă, ce făcea? Împăta mistreții, ciupecă prioarele de fund, ce făcea, mă? Dumneavoastră sunteți domnul senator Cacalău? Nu, mă. Aia e ținta pe care trebuia să o lichidez. Dar n-am avut cu ce. Că mi-a luat idiotul ăsta obiectul muncii. Ar trebui să vă lichidez pe toți. Durare, maestate, luminăția o a lichidat în mapa asta. Că asta e de vină. Aveți 24 de ore să lichidați pe senator. Dacă nu, o să vă curăț eu pe voi, mă. Dar nu mai bine îl lichidați dumneavoastră, că toți sunteți de meserie. N-am timp. Azi am altă misiune. Aveți mai multe comenzi, nu? Ca taxiu, nu? Auzi, dracu de gură, că ne mitraliază potențial. Să trăi, șeful, cine doriți să-l anihileze? Ăsta. Că nu-mi pare chiar așa de fătălău. Era killer adevărat. Dacă n-aș fi leșinat, sigur săream pe el. Auzi? Și e adevărat că o să vă salveze Chiorete viața? Așa ar trebui. Dacă nu-l lichidează el pe senator... Păi, voi ați nebunit, mă? Păi ăsta e un super timid. Ăsta n-are curaj să omoare nici măcar o muscă. Auzi, ia mai lasă-ne cu Chioretele al tău. Ia zi și killerul ăsta cum arăta? Era sexy? Era super sexy și avea o armă. Armă? Armă sau așa zici tu la... Dar de ce tocmai Chiorete? Auzi, dacă ne mai întrerupi o dată, te strâng de gât, da? Armă. Și era... Cu ciocanul a dat, nu? Lașul naibii. Noroc că eram eu cu spatele, că altfel cred că... Da, hai, lasă, Chiorete, nu mai veniți ochii, lasă, dacă pune mâna pe vadiță și du-te unde te-a trimis ăla, că nu intervine ăsta și ne mitralează pe toți, bă. Eu nu mă duc necar, domn sergent. Cum să omor eu oameni? Nu omor pe nimeni, dar se poate. Eu tot mai plecam. Stai aici. Am stat. Bă, am uitat să vă spun. Să nu povestiți nimănui despre treaba asta. Și mai ales despre mine. Să înțelege de la sine, domnul killer. Bă, nu m-ați văzut niciodată în viața voastră. Clar? Clar, ca umbrele noaptea, domnul killer. N-am, uite, oarbi suntem. Oarbi, nu văd nimic, numai unul la vece, mă. Nu tu că ți-e nu-ți tremură mâna, gugoașă. Du-te. M-am dus. Să cânt ce? Să cânt. Thank you.
omul meu. Nu-mi place. Ce faci? Te duci să salvezi unitatea? Da, frumoasă. Mă duc să salvez unitatea. Auzi, Loricica, dar nu crezi că aș merita și o încurajare ceva? Asta e, noi vă urăm succes în activitate și toate ce... Salutați-l, mă, pe domnul Chilaru! Să trăiți, domnul Chilaru! Chilaru? Agent 877. Dar tu cine ești, frumoasă? Ea este... Nu pe tine te-am întrebat. Ești următul perifaci! Emma... Îmi pare excitant de bine. Vă rog să mă scuzați, domnule caporal, dar să știți că eu nu am văzut nimic, dar nimic, nimic. Nici n-aveam ce. Ies! Ies cât de grăb! N-am mai văzut o femeie atât de frumoasă de ani de zile. Exagerați. Nu exagerez deloc. De-abia am ieșit de la Părnaie, iar acolo nu sunt femei. Sau, mă rog, nu dele adevărate. Acolo femeile seamănă ori cu ăsta, ori cu ăsta. Claunii le plac grăsuțele. Scuzați-ne! Vă scuzam! Emma, am fost odată în Spania, la Madrid. Wow. Am anihilat 80 de teroriști. A fost o explozie extraordinară. Vreau să spun că am întâlnit o femeie la fel de frumoasă ca tine. Auzi, bă, șmecheri, tu că... Era atât de... Să mă bată ăla pe mine? Păi să vezi ce, bă! Dispari! Am dispărut! Loricica! Ce e, mă, tâmpitule? Ce, mă, ce e traseul ATB? Dă, mă, deranjați din două secunde? Bă, voi vă bate joc de mine! Cine urmează, mă, acum? Ce faceți cu schimbul sau care-i treaba? Ați ajuns la depou? Luați iar de la capăt, că mă crap! Mă scuzați, domn caporal, dar ușa cealaltă e blocată de... killer! N-a plecat! Aoleu! Ăsta mă așteaptă să... să-l omor pe ăla! Să-l omor, zici! Loricica! Urează-mi succes, drăguțo! Mă duc să salvez unitatea! Spuneți rugăciunea, mă. Șefule, eu... Nu mișca! Vreau decât să vă curăț buzunarul de... Bă, ce scoala dracu' e asta? Asta te omoară fără glonț! Na, așa-ți trebuie! Te-am omorât, tâmpitule! Uspătar! Nu trageți! O să vă dau toți banii înapoi, nu trageți! Stai așa, stai! Nu vrei mai întâi să ne cunoaștem și noi mai bine? Adică să știu și eu cine ești, nu? Ești nebună? Pe urmă va trebui să te omor! Mai bine dezbracă-te! Așa, tăticu, dezbraco! Te când așteptăm noi să vedem boală? Hai, tracă, să vedem și noi! Stai, mă! Ce faceți, mația? Stai și mă, bobălăule, că-ți trag și vreo două karate! O vedem pe Ema dezbrăcată! Mai copaci! Bă, Ema mea! Vă omor, mă! Stai, vreau să zic ceva, stai! Dar ne viați că mă cac în picioare! Avem spectatori! Bă!
Voi chiar vreți să vă... Tăiți! L-am anihilat! Bravo, mă! Ia zi! A cerut îndurare moșul! Moșul? Mie mi s-a părut chiar tinerel. Tinerel? Bă, pe cine dracu ai omorât tu? Da, boss! Cum? Nu pot să-l cer scuze! Într-o oră e gata! Da, boss! Unde dracu idiotul ăla? Lăsați-l, dracu pe ăla, că idiot, îndeplinesc eu misiunea, domnul. Ce prefix ziceați că aveți? 877. 877, ăsta-i de ea Lomița, parcă, nu? Mă rog, dați-mi pistolul că rezolv eu, șeful. Ai o oră la dispoziție, dacă nu? Dacă nu? Am înțeles! Ai făcut-o? Da, l-am omorât. Of, gata, gata, că nu ai avut încotro. Ne scuzați, domn caporal, dar ce să facem dacă ne-a dat killerul ăla afară? Domn caporal, nu mai bine mergeți noastră cu domn sergent să-l omorâți pe senator? Că altfel suntem niște oameni morți, cu toții. Păi n-ai zis, mă, că l-ai omorât? Nu chiar. O, mincinoasele, mă, impostorule, mă, cum vrei să profiți de tine, mă, să nu te mai impostă niciodată! Auzi, în viața mea n-am tras atât de mult de o femeie deja, încep să mă enervez. Vreau să zic ceva să... Da, boss. Cum? Nu-i mort? Păi nu, că încă n-am ajuns la obiectiv. Nu, boss. Da, boss. Da, era aglomerație. Da, boss. Nu, da, da, boss. Ah, Doamne, mulțumesc. Ia dracu, căcălău, cu cine te-a pus te urci tu la ultimul etaj, auzi? Bă, și-o tâmpit să mă sui pe scări, auzi, parcă nu mergea liftul. Ce te faci, mă, la ultimul etaj acolo? Dacă, Doamne, iartă-mă, e vreun incendiu, bă, cum te scoate ăștia din foc, mă, ardi, te-ar focul, să te arză. Paolo, nu mai pot. Nu mai pot, spina, mă doare spina. Mă doare fierea. Mă dor plămânii. La 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 la. L-am pus și gata. Stai, mă, că mă cazi tu, nu vezi? Bă, mă, că bun, ordinar, ce cauți, bă, să dorm pe scări? N-ai unde te culca decât pe scara de incendiu, când am dat eu. Chiarate, sunt eu, bă, mânanu. Hai, dă-te aia, dragul, că te-mi pus și pe tine imediat, dacă mai mă faci pe mine mult, mânan. Ai înțeles? Broscoiule, dă-te! Am treabă să-l împuși pe unul. Te crăp, bă. Hai, dracu, l-a avertizat. Victorie! Oh! Băi, dacă nici acum nu am împușcat... Băi, dar lasă-mă, dracu, că mă las de împușcături la alta. Soldat, mi-ai salvat viața. Te umplu de bani, miliardar te fac. Bă, ce e dracu ești tu, mă? Senatorul Găgălău. A, senatorul. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Nici o problemă, domn senator. O să scriu că băiatul a fost în legitimă apărare. Mersi frumos. Și acum că am rămas între noi, o să mă țin de promisiune. Ce promisiune? Păi nu ți-am promis că te fac cum? 100.000 de euro ți-ajung? Ți-aș da mai mult, dar mi-e teamă că nebunești.
100 de mii de strumeni. Chiorete, mă băiatule, ce-i cu tine? Revinu-ți. Aha! Păi ce credeai, mă, că dacă le-ai anihilat pe ăsta, ai scăpat? Ce-ați făcut, domn sergent? Ți-am făcut treaba, băi, fătălăule. Rămâi dator. Banii mei! Banii mei! Domn sergent, vă caută unul cu o vioară la poartă. Și ce face, mă, să-i cumpăr sacâs, să iau coarde de coajă de cal, era să zic. Coajă de cal? Nu s-a închis? Arcuș de coajă de cal. Hai că ai venit, nu, ai venit moale. De ce râzi? De ce râzi că m-a pufnit? Mi s-a rupt tocul, dar... Nu mai sunt antipatice, te-ai îndrăgostit brusc de mine. Mă, dar nu ai fost antipatic niciodată. Tu chiar mi-ai fost simpatic mie, mă. Mie-mi plac italienii de mor. Nu știu cum să te spun. Mie îmi plac femeile. Și mie tot femeile îmi plac. Ce-ai crezut că plac bărbații? Eco. Îmi place tot femeile, dar eu nu... Nu știu cum să le agăz, mă, asta e problema. Și de-aia vreau să te rog pe tine, dacă ești amabil, să mă înveți tu, mă, cum să cucerești o gagică. Una ragazza. Exact, ca ragazza. Vrăjeală de-aia de care băgați voi italienii să prostiți gagicile. Hai, că voi sunteți specialiști de-astea, mă, cu canțonete, le plimbați cu gondola pe munți, cu chestii de-aia. Scuze, capiși? Da, dar de unde știi tu că eu sunt un mare cuceritor? Păi cum trebuie să fii, mă, mare cu ce? Păi tu care ești un italian, o vero, să nu te pricepi. Mai e și mult o coceritoare pe deasupra. Eu dacă, uite, spun sincer, dacă eram gagică și te cunoșteam, mă drăgosteam pe loc de tine, mă. Escroc sentimental. Pă bune. Mă rog, haide că ai fost simpatic. Te învaț. Serios? Da? Grazie, ti amo! Vă rog să mă scuzați, eu n-am văzut nimic. Continuați, continuați! Porca mizeria, t-am zis să stai la distanță! Dar n-am fost cu intenție, vrei să-mi strici reputația? Asta-i chiar culme! Mai avem o pereche de chiloți și nu e nicăieri! Cine mi-a luat? Dracu ți-a luat, bă, gogoașe! Păi ce treabă ai noi cu chiloții tăi?
Când noi avem oră de parașutism, abia luna viitoare, nu? Mi-am pus cu mâna mea în supernă și nu mai sunt! Bă, Gogoașe, ori fi fugit, mă. Cred că i-au povestit celelalte perechi ce fund mare ai și s-a speriat sărăcuța, nu? Care celelalte perechi? Că n-aveam decât una! Eu cu ce fac? Ce pun pe mine? Că doar nu pot să umplu așa! Lasă-mă, fii și tu șmecher ca italienii. Ăia cum poate să umble, bă, fără lenjeria? E clar, asta mi-ați dat și vă țineți de glume. Unde ai te ascuns? Auzi, bă, Gogoașe, bă, tu nu înțelegi că nu ți-am luat noi? A, ce faci nesimțitule să ai cu fundul la mine? A? Ia uite, bă, ăsta ce s-a îngrășat la față. Leagă dracu de aici imediat, că mă și enervezi. Dar eu ce fac așa, că nu pot să umplu în halul ăsta? Hai, bă, Gogoașe, ia zi-ne, mă, cum arăta, bă, chiloții tăi? Alb cu danteluță roșie. Bă, cârpă mai proastă ca asta eu n-am văzut. Iete, nu șterge deloc. Făi, aia sunt chiloții mei! Ce chiloți, mă, asta e o cârpă, am găsit-o pe jos, lângă... Am pus mâna pe chiloții lui Gogoașă! Ajutor, spirit, tăiați-mi mâinile! Era ultima mea perenche! Acum ce fac? Că la chitară-i mano! Italiano, vero? Sergente! Sergente! Vrei să o cucerești o căcică sau vrei să le îmbolnăvești? Păi n-ai zis că cu serenade, cu un italiano, vero? Lasă naiba, chitară jos, că nu pot să te explic nimic! Na, tu ne zic, Lecțiune numărul 1. Trebuie să ai minte liberă, să te simți lejer, cuceritore, foarte atragător, bellissimo! Se vorvesti frumos cu o găgiga, într-un singur cuvânt, un italiano vero. Da. Înțeles? Da, da, vreau, vreau. Cum să fac ca să fiu un italiano vero? Ăsta afli lecțiune numărul 2. Bun, și când e asta lecțiune numărul 2? Când îmi trece durere de cap, mai spart cu chitara asta. Nu se poate așa. Cum dracu mă iauzi? Un italiano vero. Bă, am încercat toate metodele. Nu vrea și pace. Ce metode, bă? Tu n-ai curaj să o iei de gât și vorbești. N-am, bă, dar nici ea nu e... Bă, nu mă lasă să o ating, neam. Zici că îi iau vopseaua, nu alta. Domn caporal, acum și dumneavoastră. Cine v-a pus să vă încurcați cu o fată mare? Astea sunt pretențioase rău de tot. Uite așa ca mașinile. Da? Până le faci rodajul, trebuie să mergi ușor, 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 ușor. Nu pornești de la prima cheie. Și-ți trebuie vrăjeală, bă, Chiorete. Păi dacă i-ai vedea pe italieni cum cuceresc gagicile la mare... Cum cuceresc, bă, cum cuceresc? Ia fă, zi și mie, că m-ai făcut curios, cum cuceresc? Păi numai faptul că nu poartă chiloți, le dă pe spate pe gagici. Asta așa e, bă. Cine nu poartă chiloți? Italienii. La ei e regulă chestia asta, nu știați? Hai, bă, du-te de aici, că ești nebun. Nu poartă niciunul. Niciunul. Și mor femeile după chestia asta. Du-te, bă, că nu te cred. Ia-te. Gogoașe, bă, ce faci, bă? Tu n-ai pic de jenă, bă, dar îmi ți-e rușine că te calcă în picioare. Dar ce rușine, bă, fața gradelor superioare, tu te tragi de gradele inferioare, bă? Mă, iertați, șeful, dar iepuraș mi-a distrus ultima pereche de chilonți. Și acum umplu fără. Și țăpălăm când ne-ați afracat de pantaloni. Și simt un fior. Și nu știu ce să fac. Bă, spune-o ce să faci, bă. Uită-te în jos la pantaloni, vorbește cu icerii de nevastă, bă. Lasă, bă, Gogoașe, că așa te simți și tu, ca italienii. Ce faci, mă, Gogoașe? N-are chiloți pe el.
Super sexy! Bravo, gogoașa, să vezi câte gagici agăți! Ah. Serios? Ați văzut, șeful? Ce v-am zis eu? N-ai chiloți? Ești cuceritor chiar dacă arăți așa ca gogoașă. Poftim! Wow, deci asta era, mă, lecțiune numero 2. Băi, fiți atenți la... Păi nesimțitule, mă! Mă, nu ți-e rușine, mă? Șeful, mă iertați, dar... Ieși afară, măgarule! Ieși! Yes, yes! Ieși! Ah, yes, yes! Mă, băiat, sunt nebunit? Mâine, când vine ministrul apărării norvegian la schimbul de experiență, voi vă țineți de... Nu, noi, șeful, gogoașa! Bă, dacă mă faceți de râs la femeia aia, vă calcă picioare, mă! E femeie? Da, trașcă! Ai vrea să sări pe ea, a? Băi, tu crezi că stau toată ziua aici? Să stau după tine, te aștept? Scuze, dar merg mai greu decât sunt italian. Mă rog, până mă obișnuiesc fără chiloți. Fără ce? Fără chiloți. Păi ce zici? Italianul Vero, m-am făcut și eu comete. Ia uite aceea. Ha? Ce legătură are italianul Vero cu lingerie cu chiloți? Hai, mă, mai fă pe nebunul. Ce crezi că eu nu citesc și eu? Tu crezi că eu nu știu că italienii nu poartă chiloți? Asta e o mare prostie, nu e adevărat? Hai, Iurea, hai zic că te oftiști că mi-am dat seama care e la a doua lecțiune fără să-mi spui tu. Prostănacule, un italian vero respectă lingeria. Uite, n-am? Fii atent. Ia! Porți chiloți! Bă, e normal, stupido! Impostorule, micinosule, și eu care te-am crezut, mă, un italiano vero. De eu sunt un italiano vero. Ești pe dracu un italiano vero. Eu sunt un italiano vero. Marci afară, impostură de macaronarci ești. Rușine. Să dă el italian la mine, mă, adică vezi, doamne, că el e... De la cine vreau eu să-mi văz, mă, ce e italiano vero? Hai, dracu, voi... Tocmai bine autodidact, bă. Hai, că ce învață omul cu mâna lui e sfânt. Și tu, sergent? Bă, dar nu mai aveți pic dejen în unitatea asta, mă? Mare șmecherie să n-ai chiloți. Nu pe bune, șeful, chiar nu purtați? Certo că nu port. Eu sunt un italiano vero la mie, ragazza. Un vero italiano. Wow, ce cool. Chiar ți se pare că e... Normal, e super sexy. Și nu o să mai purtați lingerie deloc? Doamne ferește, domn Sergent, păi cântiți-vă la aplicații, ce faceți? Când o să ieșim la alergare, vreți să vă fluture așa în față la tot plotonul? N-ai tu treabă cu ce fluture, mă? Că am fost și la Antipa, dacă vrei să știi, la muzeu. Și am văzut o grămadă de fluturi. Păi ce, pe Antipa l-a întrebat cineva de ce fluturi? Avea și fluturi, gândași, pești, mă rog, eu n-am decât fluturi. Ce, mă? Italianul, italian în orice împrejurare, mă, nu mă trebuie tu pe mine, ce? Nu numai că nu port chiloți. O să-mi arunc toate perechile de chiloți ca să nu mai mă teteze să-i mai pun, mă. Și plus asta o să rămân și sexy pe viață. Îți dai seama? Ce vă? Nu-i aruncați, dați-mi mie! Bun, cât dai? Ai, ce vă? Păi tot te-ai aruncați, nu? Păi tot te-ai aruncați. Dacă vrei să-i arunc la tine, dai banul la mine. Carminte nu mă lasă spiritul meu de afacerism, mă, să-i dau boca, mă înțelegi? Auzi, șeful, dar vă simțiți mai altfel așa de când... Certo pupă-s-o!
Mă simt normal, mai altfel, mai bărbat, mai viril, mă. Să vedeți că mă-i duce la Emma, mă, și îi zice... Ceva? A mea e. În clipa aia îmi cade la picioare ca musca beată retezată de genunchi de la mirosul de oțet de bucătărie, mă. Hai, Gogoașe, zi, cât dai pe chiloți? Nu pot, bătrașcă, nu pot, mă simt ca dracu. Plus că simt de parcă mi-ar gădea pe jos ce naibii. Are dreptate, pupăză, domnul caporal. Sunteți fătălău. Să vezi ce-ți umflă o botul ăla, dacă îi mai zici tu, pupăză, e caporal în primul rând și în al doilea rând te rup cu bătaia, țăranici! Auzi, bătrașcă, dar dacă lui Lori, bă, nu-i place italienii, ai? Alta acum, domnul caporal. Ce contează dacă îi plac sau nu-i plac italienii? Ideea e să vă simțiți dumneavoastră sexy, cuceritor, macho. Să vă duceți cu tupeu la ea, asta e ideea. Hai, dați-i repede jos. Macho. Macho. O cuceresc. Așa. O termen. Așa. Lori, te termen. Așa. Ați murit? Cum e? Nu mă simt tare excitat, bătrașcă. Ia, hai. Așa. S-a umplut unitatea de perverși. Păi, cam puțin, Gogoașe. Cum e puțin, șef? Atâta am, alții n-am. Bă, dacă asta e tot, să știi că nu ți-ajunge. Hai. Mai trebuie ceva. Arde-te ar focul, Gogoașe. Bă, de dimineață ca o pastramă asta. Ți-ar capul ăla de băiat de știm ce ești. Hai, lasă. Na, rămâne așa cum a stabilit. Vezi că am plecat, am niște treabă. Mă duc până la fete. Dacă vin ăștia pe aici, să nu care cumva să mă deranjeze, da? Da. Mulțumesc, doamne. Hai, zice că am treabă. Păi ce, uite, am trecut pe la voi să vă servesc cu o bucată de slăninuță care... E făcută personal de mine, pentru tine. Ce zici? Nu, mersi că sunt la cură. La cură, da. Păi e normal pentru silueta, toate fetele. Dar, apropo, nu ți se pare nimic schimbat la mine? Ba da. Burta. Ai mai pus câteva kilograme, nu? Lasă, dragă, burta ca burta, dar uite-te mai jos, ia uite. Mai jos? Mai jos, da. Ți-ai spălat pantaloni? M-am prins. Ce pantaloni, dragă, lasă pantaloni. De fapt, ce să facă săraca fată până așa, că nu se vede nimic. Sau ți-ai cusut năsturaș la șliț? Corect, nasturii, n-are cum să vadă dacă-i nasturii. Trebuie de nasturii, idiot, care... Hop, nasturile! Unde? Chiar tu-i nasturi! Ce-ai, dragă? Așa umblă italienii, uite... Ce rușine, mă? Ce i-ai făcut, mă, obsedatule, mă? Ce i-ai făcut? Nimic. Șeful m-a spăcălit. Ce, mă? Da, m-a spăcălit. Am probat toate perechile de chiloți și sunt super largi. Cu ei ca și fără ei. Mă simt la fel ca înainte. Să-mi dați banii înapoi. Ce vorbești, mă? Da, să-mi dați banii înapoi și vă dau chiloții înapoi. După ce ai pus pe tine? Păi ce crezi, mă, că mai îmbrac și anghiile alea după ce le-ai pus tu pe tine? Vezi că și așa sunt nervos. Dar de ce mi se întâmplă mereu numai mie, mă? Aoleu, hai, dragă, nu te mai formaliza atât. Avea omul ăla săracul de el un năsturaș și rup la șliț. Mare tragedie acum. Păi și chilos de ce n-avea, mă? Nesimțitul naibii. Intră.
Da, ce-ai, mă? Am făcut și eu o mică schimbare. Dar cu tine ce e? Că par nervoasă. M-a enervat, mă, idiotul ăla de Mârlanu. Auzi, mă, dar comandantul al vostru îl lasă să umble așa fără chiloți prin unitate? Camitocanu, mă? Dar ce are Loricica? Dacă așa e moda la italieni... Așa e moda la țopârlani, mă. Italienii poartă super lenjerie. Păi să-ți arăt eu o revistă cu chiloți italienești, că dai pe spate. Auzi, moda la italieni. E și silă, mă. E și silă. Bine că nu vii și tu cu steagul fluturând pe aici. Auzi, lasă că mai trec eu mai târziu pe aici, că... Nu, lăsa! Aoleu, ce neîndemânatică sunt, scuză-mă! Hai, dă-i jos că ți-i spăl eu! În 20 de minute sunt gata! Lasă, dragă, că nu-i nevoie, că mă descurc și singur! Păi cum n-ai să te duci la raport așa cu ei? Hai, dă-i jos! Lasă-mă, Lori, cum să mă dezbrac aici, că... Dar de ce? Eu ți-am păcat, eu ți-i spăl, haide, dă-i jos! Nu, mai Loricica, te rog frumos, lasă-mă în pace că mă descurc! Nu mă enerva și tu, te rog, deci scoate-i acum! Nu, ai scurt, las! Ups! Mă scuzați, vedeți-vă de treabă, dați înainte, că eu fac de lucru 2-3 ore. Hai, hai, mă scuzați, vă rog. Alo? Mersi, Doamne! Da, tanti Jenisa, română. Da, 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 cum să nu? Foarte bine, foarte bine. Stați așa să văd dacă mai e. O secundă. Emma! Dați-mi măcar Costița înapoi. Să taci că te... Băi, am uitat Costița. Bine că mi-ai zis, Gogoașe, mă duc înapoi, poate măcar acum am noroc. Dă, Doamne! Ieși afară, mă, perversule! Mitocanule, hai, ieși! Perversul, naibii! Loricica, să știi că nu sunt pervers. Păi te-am luat din greșeală pe mine. Stai liniștit că nu cu tine vorbeam. Nimeni nu e perfect. Dar putem să-mi spui că ești travestit, că îți mai împrumutam și eu niște haine. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Băi, valieți! Trimți! Ce faci, chiorete, tocmai acum că vin oficialii? Mă scuza, șeful, dar mă deranjează chiloței, na. Doamna ministru, echipa mea. Pluton, pentru onor, prezentați. Arm! Ce faci, mă? Ah, șef, mă scuzați, mi-a sărit un nasture. Șeful, lăsați, nu-i momentul. Bă, Gogoașă, mă, bă, Gogoșică, hai te rog eu frumos, îmi dai tu frumos mie chiloții înapoi și eu îți dau toți bănuții care mi-ai dat mie. Ia uite aceea așa, ban pe ban. Păi și Costița? Și Costița, mă, e acolo la fete în dormitor, a rămas acolo de când am, bă, nu pot acum să mă duc să cer eu fetelor, dați-mi Costița înapoi, că mi-e și rușine, mă, aș părea Mârlan. Nu? Îmi pare rău, Dosânger, dar nu merge. Ori și Costița,
ori dublul banilor. Păi... Bă, Gogoașe, ceva îmi spune mie că tu ai cam vrea să faci afaceri pe spinarea mea. Sau, mă rog, pe fondul meu gol. Domn sergent, mă scuzați, dar spiritul meu de afacerist nu mă lasă să încheie această tranzacție. Dumneavoastră m-ați învățat. Eu te-am învățat. Nu, că-i fac chestia. Bă, am încercat toate metodele. Nu vrea și pace. Ce metode, bă? Tu n-ai curaj nici să o iei de gât și vorbești de... Hai, mă. Unde? Nu, dragă, burta, uite-te și tu mai jos. Mai jos? Da, ți-ai spălat pantalonii, m-am prins. Nu, dragă, de fapt, ce să vadă pe pantaloni? Sau ți-ai pus un năsturaș la șlip? Deranjez dacă spun și o replică? Are replică? Nu știu eu. Păi dacă i-ai vedea pe italieni cum cuceresc gagicile la mare... Cum cuceresc, mă, cum cuceresc? Ia fă-mi zi și mie că m-ai făcut curios, cum cuceresc? Păi numai faptul că nu poartă chiloți le dă pe spate pe gagici. M-a enervat, mă, idiotul ăla de Mârlanu. Auzi, mă, dar comandantul al vostru îl lasă să umble așa fără chiloți prin unitate? Cam itocanu, mă? Dar ce are Loricica? Dacă așa e moda la italieni... Așa e moda la țopârlani, mă. Hai, dă jos! Lasă-mă, Lori, cum să mă dezbrac aici? Că... Dar de ce? Eu ți-am pătat, eu ți-i spăl, haide, dă-i jos! Nu, mai Loricica, te rog frumos, lasă-mă în pace că mă descurc. Nu mă enerva și tu, te rog! Alo? Mersi, Doamne! Da, tanti Jenisa română. Da, cum să nu? Foarte bine, foarte bine. Stați așa să văd dacă mai e. O secundă. Emma! Emma! Ca să știi că nu sunt pervers. Păi ăștia i-am luat din greșeală pe mine. Stai liniștit că nu cu tine vorbeam. Nimeni nu e perfect. Dar putem să-mi spui că ești travestit, că îți mai împrumutam și eu niște haine. Alo! Ei, alo! Ei, m-aude cineva? Receptorul! M-ai strigat? Wow! Mă, da, văd că voi nu pierdeți vremea deloc. Ați trecut deja la fantezii? Wow! Au sunat ai tăi, să știi.
E și? Și? M-a închis. Cum te-a închis? Ah, am spus că nu trebuia să o lăsăm singură pe fetița noastră. Ți-am explicat că o să nenorocească Bucureștiul ăla. Stai, dragă, poate că... Poate că ce? Tu crezi că n-am auzit bine ce-mi spuneau ăștia la telefon? Ce urlete, ce răgnete, ce orgie. Acolo sunt perverși, nenule. Acolo sunt travestiți. Dar de unde știi? De ce exagerezi? Domnule, când am auzit eu în urechile mele urletele alea, tu nu înțelegi că acolo este iadul pe pământ. Acolo este Sovata și Govora. Alea, Sodoma și Gomora. Lasă, liniștește, uite, dau și eu să mă... No. Stai jos, nenule, că am un plan. Te îmbraci și plecăm acolo. Nu o să lăsăm fata noastră să se ducă pe pustie. Doamne ferește, să se travestească. E, hai, lasă că... Ce să las, dragă, ce să las? Cum să se travestească? Foarte mergem. Bine, sunt atâtea cazuri, atâtea chirurgi nebuni. Să poate? Bine, mamă, cum spui tu? Așa. Ce faci mai aici? Uite, voi mă chinui să fac și-o decodorul ăsta de HBO care-i la celul domn sergent, dar nu mă ajută mizeria asta de pistol, că nebunesc. Păi de ce nu zici mă așa? E alpa al meu. Făi, fată, ăsta e pistol de lipit. De lipit? E, pă, dracu. Păi atunci, hai mă, lipește-mi și mie bocancul ăsta, că mi s-a dezlipit. Păi, ești nebună! Uite ce-ai făcut aici! Mamă, dacă mi-ai turdit tranzistorul, te omor! Hai, Gogoașe, ce faci? Mai frești mult decodorul ăla? L-ai terminat că de 7 luni muncești la el. Da, șefu, mai am puțin, dar nu mă ajută pistolul ăsta, că-i stricat. Păi dacă nu te ajută pistolul ăla, trebuie să te ajute capul, mă, tâmpitule. Cere pistol dacă n-ai, că îți dau eu, ia. Șefu, lui nu-i trebuie pistol de-ăsta, lui trebuie pistol de lipit. De lipit. A, știam, făi, deci... Știam, nu că știam, dar am vrut să fac un spirit de glumă, să mai deschid de o atmosferă. Ce poate, șefo! Ce glume am în mine, ai văzut, făi, cum să faci glume? Dacă nu ești în stare să faci glume, stai în banca ta, câte la tine nu râde nimeni. Hai, mă, termine odată ăla sau ce mama n-ai bine face? Da, șefu, mai am puțin să-l termin, dar mi-ar trebui serios un pistol de lipit nou sau măcar un ciocan de lipit. Ia vezi, Gogoașe, ăsta-i bun? Ce-ați făcut? Ce-ați făcut? Tranzistorii mei? Și, mă, Gogoașe, ce? Cum ce, domn caporal? Mi-a turtit tranzistorii! Păi de unde ai tu de ăștia, mă? De la iepuraș? Ce rușine, făi, l-ai umplut pe ăsta de tranzistori? Și ce dacă au auzit? Ce? Mare scofală! Dacă vin aici? Păi și dacă vin ce? Să vină! Ce, ne găsesc 1000 de bărbați? Nu! Măi, dacă au auzit ceva obscen la telefon? Obscen? Drăguța mea, ce puteai să spui tu obscen? Știi tu cuvinte obscene? Nu cred! Maxim, erecție! Nelule, am auzit bine? A zis fata mea erecție? A zis, mama, a zis. Mămică, mămică, tată! Ce se întâmplă? Mămică, n-am vrut! Mămică, nici nu știu ce e aia, habar n-am! Lori, ce e erecție? Tată, ce e erecție? Dar pe mine mă întrebi, întreabă-o pe maica ta, că ea le știe pe toate. Ascultă, nu faceți pe proștii, că la mine nu ține. Am crezut că ți-e rău, dragă, asta am crezut. Dă-mi să beau apa. Poftim. N-am cum, șefu! Îmi trebuie tranzistor nou! Păi auzi, mă, dă-i drumul și dă-i un tranzistorul ăsta! Păi de unde, șefu? Păi de unde? Ce știu eu de unde? Păi, domn caporal, faceți-mi rost de un radio vechi și mi-au eu tranzistor de acolo! E, poftim, mai auzi, dă-i drumul și adu-i un tranzistor! Bă, Gogoașe, să-mi aduci aminte, să nu mai dau mentosanul ăsta. Vă rog să mă scuzați, domn caporal. Dar dacă v-ar vedea el tonjor cu chiloții, sigur v-ar lua de nevastă.
Hai, sitir, trașcă, că ăștia nu e chiloții mei. Corect? E cumva chiloții pe care i-ați luat de la... Exact, trașcă, și duc înapoi la... Da. Nu pot să vă spun decât două cuvinte, domn caporal. Succes! Ce faci, dragă, mi-ai ceasul? Îți iau ceasul, îți iau puls, vreau să-ți iau pulsul. Mămică, înțelege-mă, mamă, că n-a fost nicio orgie aici. Uită-te și tu la Lori, are asta față de orgie, mamă. Nu mai știu. Ia întoarce-te, dragă, nițel, în profil. Asta tace și face. Tanti Jenny, să știți că eu nu... Taci! Nici... Mămică, vocile pe care le-ai auzit sunt ale soldaților de lângă noi. Zău? Da, ăștia nici nu au voie să facă sex, mamă. Și noi nu avem nicio treabă cu ei. Sărăcuții, îmi pare rău, să știi că îmi cer scuze, dragă. Nu-i nimic, mamă, nu-i nimic. N-am știut. Nu-i nimic. Cine e? Eu sunt, v-am adus chiloței înapoi. V-a adus... Pregătiți-i în catafalcul, că vreau să mor. Bine, mamă, bine, cum zici tu, cum vrei tu. Ce cauți, mă, aici? Știți, eu vreau să... am venit să vă dau ceasul înainte, șeful, la ora de vară. L-am dat eu deja, pupăză. L-ați dat? Adică da, normal că l-ați dat. Că de-aia nu mai merge nici radio, șeful. Că s-a amețit de la orele astea de vară, de nu mai știi, și-l iau să-l repar. Lasă-l, mă, că funcționează foarte bine. Funcționează? Păi, da, normal că funcționează, dar mă duc să-l verific, șeful, ca să... Nu-l iei deloc, mă! Ia lasă-l acolo. Fugamaj la furier, iei cheile de la mașină. Dacă tu n-ai ce face, te duci să o speli. Hai, executarea! Chitriți! Gogoașă, lasă, drag, unghiile alea, că ți-am adus castofonul. Ia-l de aici. Ai grijă ce scoți din el, că e castofonul unui prieten. Poate nu mai merge, că te sparg. De mers o să meargă el, dar să știți că pe toate canalele o să se audă același post de radio, că iau tranzistorul. Da, mă, hai, n-are nimica, ia ce vrei tu, dar hai mai repede, tână, nu se prinde la că i-am luat scula. Da, hai. Da. Ce bine pare! Mă, tu ești sigur? Normal, dragă, nu vezi? Scrie negru pe alb. Păi da, dragă, scrie că ești propus pentru avansare, nu că ești avansat. E același lucru, dragă. O să trimite o comisie din aia de evaluare să vadă dacă corespund la toate capitolele. Și corespund, normal. Și sunt avansat. Și care sunt, dragă, capitolele alea? Ia dă să văd. Păi, moralitate, competență, autoritate și viața de familie. Extraordinar! Mai ales la autoritate corespunzi ceva de speriat. Când o vedea aia ce tâmpenii fac soldații tăi... Bine că mi-ai amintit să-i avertizez.
ascultați Radio Obscen pe 87,5 MHz. Urmează Paraziții cu F*** you, România. Gata, pupăză? Da, domnule. Atunci dă-mi cheile, că mă grăbesc. Sunt în contact. Perversul naibii. Îl omor. Băi, sper că ne-am înțeles. Să nu vă prind cumva că faceți vreo tâmpenie și ratez avansarea că vă omor. Să poate șeful, noi tâmpenii la noi numai ordine și disciplină, numai? Da. Așa să fie, mă. Băi, că dacă avansez eu, o să... Avansez pe dracu, mă! Ieșiți afară! Nu te lezătriți! Hai, mă, șefa! Dar ce-i drag? Ce exemplu de moralitate dai tu, mă, dacă asculți numai porcării în mașină? Numai vagabonțenii și obscenități! Despre ce-i vorba, că nu înțeleg? A, nu știi! Te pomenești că eu am pus pe toate butoanele radio obscen! Dacă se urcau George oficialii în mașină și auzeau ce măgării asculți tu, a? Răspunde, mă! Mamă, dar nu eu am... Nu i-am pus! Hai, bă, Gogoașe, bă, odată, ne mai ții bolului, gata! Ba da, șef, gata, imediat! Păi, dacă, gata! Și acum îi facem o probă! Da, cu-i trași că mă intr-o rână, că mă bagi în spital cu nervii. Da. Mă ierta, șeful, am găsit canalul. Schimb imediat frecvența. Nu schimb nimic, că te grăb. Da, eu. Păi ce, nu mă înfrețești bine? Nu! Care vine și cu mine până la toaletă, că mi-e frică de întuneric? Păi tu ai nebunit, tu nu vezi ce e aici? Merg eu! Nu vreau să zice, stai, dragoagi! Auzi, mă, Gugoașe? Da, șefă. Bă, nu poți face o șmecherie să vadă panoramele astea și pe cablu în cameră la fete? Ba, da, șefă, eu pot să fac orice. Iau decodorul și îl pun pe cablu general și o să se vadă peste tot. Da, executarea, ce mai stai? Da, șefă, dar trebuie să vă întreb vreo 10 minute. Te grab! Că nu muri 10 minute, ho! Mămică, ne dor genunchii, ne rugăm de o oră, mamă. Foarte bine, dragă, așa trebuie. Suferința este calea spre mântuire. Ea șterge păcatele. Iar voi ați păcătuit, dar rău de tot. Păi numai spurcăciune și ispite este în jurul vostru. Lunelule! Da, mamă, da, așa e. Mămică, putem să ne ridicăm? Da, dragă, puteți. Dar să știți, penitența nu s-a terminat. O să urmăriți 2 ore la televizor slujba care se transmite. Dați-mi, vă rog, telecomanda. Unde este? Mersi. Ce e asta? Sex, mama. Sex? Unde se dă mai tare? De la butonul ăla mare, tăticu. Da. Trăiți, șeful. Mă scuzați, dar a venit persoana aia care ci că e de la comisia de evaluare sau... Poftește-l încoace frumos, mă, hai. Credeam că nu mai vin. Hai că trebuie să pice aia de la comisie din clipă în clipă. Aranjează-ți naibii uniforma aia. Unde-i telecomanda? Uite acolo. Dar la ce trebuie?
Să dau pe Discovery, că poate punctez și la inteligență și... Ce-i asta? Sex, mamă. Sex! Ah, deci de asta vii tu, mă, numai la 12 noaptea, a? De asta vii numai la 12 noaptea, asta sunt referatele tale de la minister, a? Astea sunt, a? Astea sunt. Asta e, a? Asta e. Te omor, perversule, te omor! Scuzați, șeful, dar a sosit... Obsedatule! Dau divorț, mă! Dau divorț! Bun, la capitolul armonie familiară ne-am lămurit. Wow! Super tare postul ăsta, șeful! Când mi l-ați băgat? A? Ce șef fără prejudecăți avem? Ne-am lămurit și la capitolul moralitate. Mămică, stai, mămică, mămică! Mămică, răspunde pe nouă parte! A fost un cucătur! Silence! Bună ziua! Vă rog să-mi spuneți, vă rog frumos, unde este comandantul unității dumneavoastră? Dânsul! Dânsul? Ah, dânsul! Dânsule, dumneata ești comandantul acestei unități, băi, domnule comandant. Ascultă, băița Fandache, cum este posibil să tolerezi în unitatea dumitale orgiile și măgăriile la care am asistat eu? Orgii? Da, doamnă, orgii. Da, asta cine mai e? Mămica. Interesant. Persoană necunoscută în unitate. Păi dacă am lămurit capitolul competență, eu nu vă mai rețin. Avansarea meu! Avansarea dumitale o să ți-o fac eu înapoi de unde ai venit, domnule. Pentru că am să te reclam peste tot. Am să te reclam așa la guvern, la președinție, la cele mai înalte foruri, la NATO! Ieșiți afară! Oh. Lăsați-mă în pace! Nici nu mă gândesc, domnule, mă duc să te reclam la papa de la Roma, înțeles, pe dumneata, pentru că dumneata ești Caligula reîncarnat. Ești... Puh! Ducă-se pe pustii. Dracu pe pământ, diavolul ăsta ești. Da, sunt! Te oftici? Auzi că mă oftic? Doamne, iartă-l că nu știe ce spune. Ferească Dumnezeu, am fugit. Ăsta e diavolul pe pământ. Ducă-se pe pustii! Mama, sara mea! Tâmpitule! Nelule! Da. Nelule! Nenorocire! Am fost la comandant! Trebuie să o luăm repede pe Ema să fugim! Unitatea asta este Sodoma și Gomora, eu ți-am spus! Pește-o să iardă Dumnezeu cu pucioasă, să fugim cât mamă, mai repede! Mamă, să mai stăm câteva zile, poate e doar o impresie greșită! Ți-am zis că acum, bărbate! Bine, cum ridică-te vrei tu și mișcă-te! Cum hai, vrei tu? Ia-o pe... Mișcă-te, că mergi ca un mototol! Melcule, ți-am spus repede! Fetelor! Fetelor, hai drag, ieșiți de baie de acolo, hai că de oră v-ați uitat la televizor, v-ați excitat? Hai că v-am auzit! Hai, Nelule, hai că te aștept, dar să veniți repede, puișorilor! Bă, parcă mi s-a luat o ceață după ochi sau e asta arată cam nașpa. E prima oară când mă uit mai atent. Și tu, Gogoașe, parcă n-arăți așa rău. N-ai bă la lui dormitor. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Dacă vă răzgândiți.
Ăștia n-au lumină deloc aici, este întuneric, este beznă. Pe unde o fi? Ajutor! Viol! Ma! Stai! Emma! Emma! Acum veniți toți la mine, a? Ajutor, Viol! Ajutor! Și tu, Gogoașe, parcă n-arăți așa rău. Ia-i mă la lui dormitor. Băi, genial, asta că ai zis-o acum, eu era să mor, m-am abținut, n-am putut să eram pe o pauză. Poate nu mai merge, că e casofonul unui prieten. Te rup! Da, șeful, da, să știți că de mers o să meargă. Numai că pe toate canalele o să audă același post de radio, că îi scot tranzistorul. Da, mai scoate ce vrei, dar repede, până nu se prinde ăla că i-am luat scula, da? Hai, dă că mai dăm o dată, că ești slab, e slab. Nu știu ce dracu ai cu unghiile alea tale.